joc jocuri cu răpupu. O planetă cu magie, cu prințese și pitici, unde toți ar vrea să fie, și cei mari, dar și cei mici. La 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 la. Suntem aici, pe planeta Clounela, cei mai buni amici. Pe planeta Clounela, cu toții cântăm. Pe planeta Clounela, mereu ne distrăm. Pe o planetă colorată, plină de copii, cu creioane desenată și cu multe jucării. Hai cu noi în lumea noastră, dacă-ți place să dansezi, ia-ți părinții de acasă și vino să te distrezi. Clounela, te fac să zâmbești. Mirabela, eu cred în povești. Și Zorela, hai să fim cu mine. Suntem aici, pe planeta Clounela, cei mai buni amici. Pe planeta Clounela, cu toții cântăm. Pe planeta Clounela, mereu ne distrăm. La 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 la. Salutare! Eu sunt Clounela și tu ești alături de mine pentru o nouă poveste cu Clounela. Mă bucur că ești alături de mine și astăzi am pregătit ceva foarte delicios, dar nu singurică. Am pregătit împreună cu un ursuleț din povestea noastră, iar noi acum toți ne vom imagina că în fața noastră avem un platou plin, adică mai întâi mare și apoi plin cu prăjituri. Dar, înainte de a începe să mâncăm aceste prăjituri imaginare, trebuie să mergi și să te abonezi. Chiar acum. Acum. Abonează-te! Mă auzi? Eu te aștept aici cu mințică și număr în gând până la 10. Nu în gând. Am să număr chiar așa până la 10, ca tu să te abonezi chiar acum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Te-ai abonat? Că e 9! Repede! 10! Foarte bine! Hai să vedem și să începem povestea noastră! Povestea se numește Ursul Cărpănos. Ce-o fi asta cărpănos? Hai, ne-am așezat comod și să înceapă povestea. Ursul își petrecuse întreaga dimineață punând la copt prăjiturele și ornându-le apoi cu glazură delicioasă. Arătau nemaipomenit, iar mirosul era ceva... Ursul admira prăjiturele la care muncise din greu când la ușa căsuței lui se auzi un ciocănit. Cioc, cioc! Hai și voi! Cioc, cioc! Mai tare! Cioc, cioc! Foarte bine, oare cine a venit la urs? A, ce faci, ursule? Îi spuse bufnița. A, zburam pe lângă fereastra ta și n-am putut să nu observ ce aromă îmbietătoare vine din casă. Aș putea îndrăzni să sper că mi-ai oferit și mie una din delicioasele tale prăjituri glazurate? Întrebă bufnița, trăgând cu ochiul în bucătărie. Nu! Iureteză ursul scurt și a închis ușa.
În timp ce ursul începuse să spele tava în care copsese prăjiturelele, la ușa căsuței lui s-auzi un alt ciocănit. Cum se aude? Cioc, cioc, tare și voi și cioc, cioc. Ciudat, zise el, de obicei nu am atâția vizitatori. Deschise ușa și fu surprins să o vadă pe vulpe în prag. Ce mă bucur să te văd, ursule, îi spuse vulpea. Treceam pe lângă fereastra ta și n-am putut să nu observ ce aromă amețitoare vine din casă. Aș putea îndrăzni să sper că mi-ai oferi și mie una din delicioasele tale prăjituri glazurate. Susură vulpea uitându-se cu jind înăuntru la prăjiturile, evident. Nu! I-a spus ursul și a închis ușa. Ursul se întoarse la curățenia din bucătărie și aproape terminase când auzi un al câtelea ciocănit e ăsta. A fost bufnița, vulpea și acum e al treilea ciocănit la ușa căsuței lui. Cum a ciocănit? Cioc, cioc! Hai și voi și cioc, cioc! Bravo! Ha, salutare, ursule! Îi turuie iepurele. Țopăiam pe sub fereastra ta și n-am putut să nu observ ce aromă încântătoare vine din casă. Aș putea îndrăzni să sper că mi-ai oferit și mie una din delicioasele tale prăjituri glazurate. A spus iepurele pe nerăsuflate. Nu! A zis ursul și a închis ușa. E deja a treia oară. Știrea despre delicioasele prăjiturile glazurate ale ursului se răspândi cu repeziciune în pădure și mulți dintre prietenii lui îi bătură la ușă, însă cu același rezultat. Ursul la toți a zis nu, nu, nu și nu. Toți auzea cioc, cioc, el deschidea și spunea nu, închidea, apoi iarăși cioc, cioc, el iarăși deschidea ușa și spunea nu! Și închidea înapoi. După o dimineață plină de copt și de refuzat, ursului i se făcuse, cum nu se poate mai mult, somn. Mai admiră o ultimă oară prăjiturile de pe platou, iar apoi urcă să tragă un hui de somn. Visă numai prăjiturice aburinde, acoperite de plin cu glazură, iar când se trezi, primul lui gând fu să mănânce una din prăjiturelele la care muncise toată dimineața. Dar când coboră, ce să vezi? Ursului nu-i venea să-și creadă ochilor. Delicioasele prăjiturele glazurate dispăruse fără urmă! Ursul a început să fugă prin pădure. Iepure, ai văzut cumva prăjiturile mele glazurate? Păi nu! Vulpițo, știi unde sunt prăjiturile mele glazurate? Nu! Bufnițo, ai idee unde sunt prăjiturile mele glazurate? Nu! Apoi ursul îl zări pe fiul lui, ursuleț, care tocmai se pregătea să mănânce una din delicioasele lui prăjiturele glazurate. Ursuleț găsise prăjiturile și se hotărâse să le împartă cu toți prietenii lui din pădure. Toate animalele din jurul lui îi zâmbeau timid, iar ursul își dădu brusc seama că erau fericite. Erau fericite că au putut gusta și ele din delicioasele lui prăjituri glazurate. În loc să-l certe pe ursuleț, trebuia să-i mulțumească. Ursulețul l-a învățat să se împartă cu ce avea cu ceilalți. Atunci ursul s-a adresat ursulețului. Aș putea îndrăzni să sper că mi-ai oferit și mie una din delicioasele tale prăjituri glazurate, i-a spus ursul. Iar ursuleț, ce credeți că a spus? Desigur! Și i-a dat
ultima prăjitură glazurată ursului, care a muncit din greu toată dimineața ca să facă cele mai delicioase prăjiturele. Ce am învățat noi din această poveste? E frumos să ne împărțim cu ceea ce avem cu toți cei din jurul nostru. Iar eu vă spun în felul următor, atunci când mergeți la terenul de joacă afară, la grădiniță sau la școală și vreți să luați ceva cu voi de mâncare, atunci trebuie să fiți siguri că ceea ce aveți ajunge pentru fiecare. Pentru că e mult mai frumos să ne împărțim cu ceea ce avem cu cei din jurul nostru. Eu, Clounela, te pup și te îmbrățișez. Nu pleca până nu pui like, până nu comentezi dacă ți-a plăcut povestea și până nu distribui și prietenilor tăi cu care vei mânca prăjiturile delicioase. Te pup și până la o nouă întâlnire la Povești cu Clounela. Într-o lume minunată, unde ați fost copii și voi, ne vom face mari vreodată și noi. Vom pleca la casa noastră, voi veți deveni bunici, însă azi suntem alături aici. Să ne luăm de mână și să ne îmbrățișăm și hai să ne promitem solemn că o să ne jucăm. E o lume minunată în care ne iubim și în care am vrea cu toții copii să fim. De cu zori și până noapte voi doar pentru noi lucrați, să ne creșteți cu de toate, să ne protejați. Însă cel mai scump din daruri pe care ați putea să-l dați este timpul, iar pe el nu îl cumpărați. Să ne luăm de mână și să ne îmbrățișăm și hai să ne promitem solemn că o să ne jucăm. E o lume minunată că o să ne jucăm.